Salutare, dragi prieteni, Squid Fishman aici. Astăzi vom face primul Q&A și voi începe cu prima întrebare a lui Wolf Rom, care mă întreabă de ce nu ți arăți fața. Wolf, îmi arăt fața pe barba mea tentaculară. Ce întrebări sunt astea? Scuze-mă, Wolf, îmi cer scuze, am uitat că am pălăria. E bine așa? Ok, să trecem la următoarea întrebare. Glumesc, prieteni, bineînțeles. Ce bine. Ok, să trecem la următoarea întrebare. Sau mai bine, prieteni, haideți să mergem într-un loc mult mai plăcut pentru mine, că asta a fost scena de început. Prieteni, sunt aici cu Neluța, care nu prea vrea să stea. Scumpa. Da, s-a liniștit. Următoarea întrebare este de la Răzvan German, care mă întreabă, ți-ar plăcea să te muți la țară? Sincer, Răzvane, mi-ar plăcea și nu mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea să fiu la țară, nu știu, vara, primăvara, mai ales primăvara. Ce-am făcut de Neluța? Neluța! Scumpa! Așa e când lucrezi cu actorii care nu sunt profesioniști. Ok, ea vrea să stea în mână. Hai să mai încercăm o dată. Ți-ar plăcea să te muți la țară? Sincer, Răzvane, mi-ar plăcea. Primăvara și vara mi-ar plăcea mai mult să stau aici. Poate și toamna. Dar, sincer, iarna nu știu ce aș putea să fac la țară. Eu sunt un om foarte activ, așa că nu știu ce aș face. Nu, Neluțica. Scumpa. Pica. Anonimul 69 mă întreabă, câți ani ai dacă nu te superi? Sincer, anonimul 69 cu nume sugestiv, am nu pot să spun câți ani am, sunt o lady, așa că vezi de treabă. Următoarea întrebare este de la Wolf Rod din nou și mă întreabă, cine te-a îndemnat să te apuci de YouTube? Nu m-a îndemnat nimeni să mă apuc de YouTube. M-am apucat de YouTube pentru că nu știu, am început să fac niște filme cu livada, i-a arătat unui prieten pe Facebook și apoi m-am gândit să le pun undeva pentru că nu mai aveam loc pe calculator, nu mai țin minte exact de ce, și am pus pe YouTube și apoi m-am gândit să pun. Sincer, primul film pe care l-am făcut pentru YouTube a fost unul de acvaristică, este și acum pe canal, cum să faci capace pentru acvarii. Nu știu, am vrut să ajut lumea, sincer. Și apoi m-am gândit, dacă tot am scos rățuște și găscuțe, m-am gândit, am uitat la... Nu mai țin minte cum îl cheamă, sincer. Oricum se numea Duck Chronicles, seria lui, și am zis că hai să fac și eu. Deși începusem să fac, am făcut vreo 2-3 episoade și apoi am mai căutat pe internet și am văzut la el. Următoarea întrebare este de la Healer. El are 3 întrebări pentru mine. Unde lucrezi? Eu lucrez la o firmă de construcții, drumuri și poduri din Botoșani și lucrez la birou, sunt inginer constructor drumuri și poduri, CFDP, și lucrez la licitații. Eu câștig, nu știu, licitații, când iese un drum la licitație, pod, autostrăzi, chestii dintre astea, asta fac. Și eu fac foarte bine, să știți. Următoarea întrebare este tot de la Healer. De ce te-ai apucat de pomi? Care a fost catalizatorul pentru project? Păi m-am apucat de pomi, sincer să fiu, pentru că... ar trebui să stau mai drept. Ok, nu, o să stau liniștit. M-am apucat de pomi pentru că îmi plăceau foarte, foarte mult fructele când eram copil și bunicii mei nu aveau aproape deloc, aveau 3 meri și un vișin care făceam mereu foarte mulți viermi. Nu mă deranjau viermii, cât mă deranjau... Nu creșteau mari, erau foarte acri și de obicei când veneam în vacanță deja se terminau. Așa că am început să-mi pun câțiva pomișori, i-am pus destul de haotic, fără să mă gândesc, am făcut multe greșeli, dar de asta am început să pun. Bunica mea a zis că pot să-mi pun 2 rânduri de pomi, apoi am convins-o să mă lase să pun încă 2 rânduri și tot așa până am făcut livada de cirei și apoi am vrut să fac și de mergi de peri în partea cealaltă pe care bănuiesc că o știți și tot așa. Ok, următoarea întrebare. Te-ar interesa să faci schimb de altoi cu alți pasionați? Sincer, probabil m-ar interesa, încă nu știu să altoiesc, am vrut să învăț anul ăsta, dar am avut mult prea multă treabă în livadă și mult prea puțin timp. Mai spunea ceva și despre o bursă de schimb a altoilor.
Da. Mi-ar plăcea probabil să fac asta după ce voi învăța. Nici nu știu dacă o să mai pot să fac, dacă mai am unde să pun. Și nu prea sunt interesat eu să pun mai multe soiuri într-un copac. Voi într-un pom, sau mai bine spus, Laurențiu, într-un arbore. Ok. Următoarea întrebare este de la Cava. Videoclipuri cu acvaristică, ai să mai postezi? Sincer, prietene, sau sincer, prieteni, voi mai posta filmulețe cu acvaristică când voi avea timp, voi mai face. Am foarte multe proiecte cu acvaristică, foarte interesante, dar voi, dacă nu vreți să mai stați pe canal, nu este nicio problemă, le veți găsi, voi da voi de ele cândva. Dar voi mai face și de pescuit. Anul ăsta e un an foarte încărcat pentru mine, din motive personale. Sper să pot să mă mai țin de YouTube. Dacă o să iau o pauză, cu siguranță voi continua după aceea, dar vom vedea. Prieteni, vom continua Q&A-ul. Mă întreabă iarăși Wolfro: ai părinți? Dacă nu, ce s-a întâmplat cu ei? Wolf, am părinți, adică, sincer, tatăl meu a murit acum 3 ani, dar nu vreau să vorbim despre asta. Următoarea întrebare este de la Răzvan Răzvi, care are de fapt mai multe întrebări. Ce păsări nu ți-ar plăcea să crești niciodată? Sincer, nu știu. Probabil prepelițe. Mi-am scris aici ca să nu uit, să nu ne încurc cu altceva. Cred că prepelițe, din cauza că acelea ar trebui ținute în cuști, și mie îmi place mai mult să îi las liberi pe cât posibil. Următoarea întrebare de la Răzvan este: câți ani ai? Am 33 de ani. În ce sat stă bunica ta și filmezi? Da, filmez în sat, stă în Păltiniș, județul Botoșani. Mai întreabă dacă sunt căsătorit. Nu sunt căsătorit. Nouă. Întrebarea nouă este, sau întrebările nouă sunt de la Healer. Healer, dacă ai jucat, wow, să știi că am jucat și eu. Hunter. Cât de mare e grădina? Nu știu, mare sau nu prea mare. Ați văzut, nu, nu, o să vă arăt într-un episod, nu știu, în metri pătrați sau în ari, sau habar n-am, în hectare, nu mă pricep. Ce microfon ai luat la telefon? Am luat Boya DY-M1, cu care înregistrez și acum. După cum vezi, bate vântul și ar trebui să nu prea se audă la acel telefon. Dar va veni și un unboxing și review la microfonul respectiv. Sunt filmate clipurile, doar că trebuie să le editez. Sunt scumpe casele în zona ta? Sincer, Healer nu sunt scumpe. Sunt foarte ieftine, dar nu știu exact cât costă și care e treaba. Bineînțeles, casele bătrânești, nu casele noi. Să mergem mai departe. Grațian Kent mă întreabă: câți ani ai și câți pomi ai? Ani am spus, și pomi am 104 pomi, 48 de arbuști și 7 butuci de vie. Toți aceștia sunt puși de mine, dar bunica mea mai are, nu știu dacă se vede, dar suntem sub vie acum. Da, o să vă spun și ce alți pomi mai am, adică câți am de fiecare, ca să umplem Q&A-ul. 22 de cireși, 21 de pruni, 20 de vișini, 14 peri, 12 meri, 6 caiși, 5 nectarini și 4 persici. Ca arbuște am 17 zmeuri, 12 coacăzi, 7 muri, 4 agriși, 2 taiberi, 2 cireși necking, un măslin de toamnă, un corn, un afin canadian, 2 afini și 4 boabe de miere. Da, am vrut să vă spun. Nu știu ce am vrut să vă spun asta, dar având în vedere că am numărat pomii, am zis că ar fi păcat să nu vă spun și asta. Ok, hai să mergem și mai departe. Cineva mă întreabă, ok, la întrebarea 11. Cineva, adică lumea tot îmi spune că pomii mei sunt cam înghesuiți. Sincer, pomii sunt plantați marea majoritate la între 3 și
3,5 metri, la cireș chiar 4,5 metri. Am și plantat la vreo 2 metri jumătate, dar vreau să știți că toți pomii mei o să încerc să-i, sau arborii, Laurențiu, o să încerc să-i țin mici din tăieturi, o să vedeți, nu vreau să-i fac mari, deci nu este nevoie de spațiu foarte mare. Oricum majoritatea i-am cumpărat pe port altoi de vigoare mică, așa că vom vedea ce va ieși, veți învăța și voi de la mine, dacă voi învăța și eu cum să-i țin mici. Dacă nu voi reuși, voi cumpăra sau voi căuta cumva niște port altoi de vigoare foarte mică și voi muta livada și voi altoi de la mine din cei pe care i-am, dar vom vedea ce va fi. Prietene, am adus cățelul lângă mine, adică pe Codaș, o să mă ajute să facem filmul mai simpatic. Nu. Codi, vino încoa! Hai, vino! Hai, stai aici! Stai. Hai că te las după aia, stai aici! Ok, Claudia Tănase mă întreabă, cum te numești pe Facebook? Pe Facebook mă găsiți cu același nume, adică Codi plin de păr, trebuie să-l cer să lez, așa se zice la noi, plin de găzuțe pe aici. Așa, pe... așa mă murdărește mereu. Pe Facebook mă găsiți tot cu același nume, adică Squid Fishman. Nu o să vă spun numele meu real, pentru că... Da, nu vreau să mă vedeți, nu vreau să vedeți cum arăt pe bune. Care este pasărea ta preferată? Mă întreabă tot Claudia. Claudia, o întrebare excepțional de frumoasă. Pasărea mea preferată este cățelul, glumesc, bineînțeles. Pasărea mea preferată este gâsca. Am descoperit asta anul trecut. Sincer, mi-am cumpărat 7 gâscuțe. Hai, pleacă! Ați văzut cum ascultă comenzile? Foarte cu minte codașul ăsta. Ok, mi-am cumpărat câteva gâscuțe, am zis că o să mănânc gâscă, m-am murdărit complet, dar nu-i bai. Ok, haideți că așa mă concentrez și eu mult mai ușor. Am crezut că le voi mânca, dar m-am atașat extraordinar de tare de ele, au foarte, foarte, foarte mare personalitate, mare, nu știu, față de toate celelalte păsări de curte, au o personalitate foarte pregnantă, sunt foarte inteligente și foarte iubitoare dacă știi cum să te porți cu ele. Dacă aș fi stat mai mult la țară, ar fi fost mult, mult mai atașate de mine, dar și așa sunt, dacă ați observat, nu știu dacă ați observat, când vin la țară, când mi-aud vocea, întotdeauna încep să găgăie. Da, găgăie. Am crezut că îmi plac rațele mai mult la început, dar nu, gâștele sunt de departe păsările mele preferate. Bănuiesc că te refer la păsările de curte, pentru că dacă ar fi alte păsări, nu știu, păsările sălbatice, îmi plac foarte mult ciorile, pentru că sunt foarte inteligente și tot felul de chestii între astea, dacă vreți vorbim altă dată despre ele. Mă mai întreabă dacă cresc iepuri. Nu, nu cresc iepuri. Vă dați seama, dacă mă atașez de păsări, da, păi de pufoșenile, de purași, n-aș putea să-i tai niciodată și la noi nu crești nimic fără să-l tai. De unde cumperi ouăle, mă mai întreabă? Ouăle le cumpăr de pe internet, de pe OLX. Întotdeauna le-am cumpărat de pe OLX. Cu ce furaje hrănești puii? Hrănesc puii cu furaje de la Agroland. Mi-e ușor să cumpăr pentru că sunt foarte aproape de mine la Botoșani. Dar să știți că hrănesc doar, nu știu, o lună, cam atât, mai mult nu hrănesc, după aia încep să îi hrănesc natural. La început îi hrănesc cu furaje pentru că vreau să le dau toate șansele să treacă de partea critică, dar după aia nu le mai dau furaje. Ok, mai avem încă un set de întrebări de la Andrei Ionuț. Câți ani ai? V-am mai spus, ai vrea să te muți de la oraș la țară? Da, aș vrea, v-am spus și de ce. Ai vrea să-ți deschizi o mică afacere cu păsări? Sincer, nu. Sau da, sau nu știu. Nu aș deschide la genul să tai păsări și să vând carne, dar poate, nu știu, să țin rațe și gâște, să le cresc, nu știu cum să zic, nu găsesc cuvântul, oricum nu o să-l găsesc,
Dar să le țin libere să mănânce iarbă, eu știu, prin zona asta și prin alte zone. Ok, cum te cheamă? Mă cheamă Squid Fishman, dar prietenii îmi spun Squid. Glumesc, mă cheamă ca pe tine, deci Ionuț. Dacă ai vrea să te muți din România, în ce țară ai vrea să stai? Sincer, m-am gândit la chestia asta. Nu aș vrea să mă mut din România, în primul rând. Aici îmi place cel mai mult. Am fost în străinătate, în destule țări. Bine, nu în destule țări, am fost în Grecia și în Bulgaria când am mers în Grecia. În alte țări nu am fost, dar nici nu mă pasionează să merg. Nu știu, sincer, țara în care m-aș muta, dacă ar fi să mă mut, ar fi Canada. În Canada, nu știu, foarte multă sălbăticie, clima e apropiată de clima noastră și aș avea ce face acolo. Problema e că, la cum umblu eu aiurea prin pădure toată ziua, la pescuit și în alte locuri, mi-ar fi frică de urși. Nu mi-e frică de nimic la noi, dar acolo mi-ar fi frică de urși, mai ales de urși grizzly. Chiar m-am gândit la asta, că ar fi trebuit să am tot timpul spray paralizant la mine. Bine, nu contează chestia asta, nu asta m-ai întrebat, dar în Canada aș merge. Ok, prieteni, cam acesta a fost Q&A-ul. Pufoșelia m-a părăsit ca să facem Q&A-ul mai simpatic. Haideți să facem și un mic concurs la sfârșitul acestui Q&A. Dacă v-a plăcut masca de Squid, o să facem un concurs. Cine îmi spune primul în rubrica de comentarii, dar absolut primul, cine este personajul care face așa? Ok. Nu reușesc niciodată. Cam așa ceva. Cam asta e secvența. Codi, vină cu-a. Hai. Hai, vine. Așa. Cine îmi spune primul câștigă masca de Squid, o să-i o trimit acasă, dacă știți. Este un personaj din desene animate și cam asta e episodul. Sper că v-a plăcut. Probabil n-am fost eu chiar natural. Este prima oară când mă filmez, este destul de greu, nu prea îmi place, sincer. Prefer să fiu în spatele camerei și să vă arăt alte chestii, dar având în vedere că am ajuns într-un punct atât de, nu știu, de înalt pentru mine, cel puțin, adică 1000 de subscriberi, m-am gândit că să nu vă las foarte, foarte curioși, pe cei care vă interesează, bineînțeles. Bănuiesc că pe majoritatea îi interesează ceea ce spun, nu cum arăt. Dar oricum, acum ați văzut, așa că dacă o să vă placă Q&A-ul, poate voi mai face. Poate la 2000, poate la 5000. Voi vedea care e și interesul vostru. Mulțumesc, prieteni, din suflet că m-ați urmărit. Nu uitați de subscribe, nu uitați de abonare, nu uitați de like, nu uitați de share. Da, nu la neapărat la filmulețul ăsta share, dar la altele care vor urma. Bălosule! Ceau, prieteni, v-am lăsat!